atât a mai rămas din slat. această brăilă a lui Panaiti, Strati, v-am povestit că am avut un profesor francez la facultate care venise în România numai ca să simtă mirosul brăilei lui Panaiti, Strati. Îl lăsase familia tot, studiile, elevii, studenții, tot ce avea acolo, venise în România numai pentru asta. Mă rog, cum la Brăila nu exista o catedră suficient de interesantă pentru pregătirea lui, s-a pogurât la Cluj. Și de acolo, când avea un pic de timp, se ducea la Brăila și căuta duhul lui Panaiti Strate, pe care îl considera cel mai mare talent al literaturii mondiale. Ceea ce nu era departe de adevăr. Panaiti Strati, la nivelul talentului, era inatacabil. Adică, Brăilean, sigur, ca și Pănuș Neagu, ca și Ioan Chirilă, pe latura respectivă n-aveai cu cine să-l comparie. Era un fel de Cassius Clay, un fel de Muhammad Ali al talentului literar. E fix așa și cu această slatină care arată ca ultima nenorocire posibilă. Și totuși deasupra ei e duhul imensului Eugen Ionescu, așa când te mai deplasezi un pic. Sigur că nimic nu te lasă să, să înțelegi că ar fi existat vreodată prezența unui astfel de om într-o asemenea colț de lume și cu toate astea este adevărat. Nimic din slatina de astăzi, de ieri, de alaltă ieri, din slatina comunistă nu te-ar duce cu gândul de acolo a plecat în viață un om absolut unic, dar neegalat, nu numai în literatura franceză, dar nici în cea mondială, tot așa pe, pe căprăriile lui.